Primul salon de bandă desenată cu tematică istorică se desfășoară la Brașov până duminică. Proiectul își propune să stimuleze interesul publicului pentru banda desenată cu tematică istorică și le oferă artiștilor șansa de a redescoperi istoria recentă în anul centenarului. Ne oferă detalii despre acest proiect domnul Cosmin Năsui, curatorul expoziției principale. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Bun găsit, mă bucur să fiu invitatul vostru. În primul rând, vrem să ne facem o idee foarte clară ce înseamnă salonul B de Brașov. Salonul B de Brașov este, firește, un concept gândit și propus de către managerul principal, istoricul Muzeului Județean de Istorie Brașov, Nicolae Pepene, și cumva a plecat ca o idee de a grupa mai multe expoziții, mai multe evenimente legate de bandă desenată, cum sunt dezbateri cu autori de bandă desenată, dar și cu istorici care se apropie de acest domeniu, firește, în același timp cu proiecții de film, de filme de animație, filme documentare de bandă desenată și în același timp ateliere de lucru cu copii, care sunt extrem de importante pentru că, într-un fel sau altul, o parte din publicul unui astfel de salon este, firește, vârsta tânără, beneficiarii aceștia copii sunt primii principali vizați. Deci, prin urmare, toate acestea împreună constituie un salon de bandă desenată. Salonul BD Brașov are și o tematică specială, după cum ați spus, România 100. Asta înseamnă că, într-un fel, profităm de momentul centenarului și ne-am uitat, am avut ocazia să ne uităm în trecutul acesta de 100 de ani, nu mai mult, nu mai puțin, adică de la 1918 până în prezent. Salonul de bandă desenată a avut cumva o componentă deschisă, pentru că a plecat de la un apel deschis național către artiști, către creatori de bandă desenată, pentru a vedea ce fel de propuneri privesc ei în această direcție a creării unor momente istorice în banda desenată, din istoria României, firește. Numărul de propuneri primite a fost de 32 de propuneri. Practic, unii autori de bandă desenată sunt, să zicem, desenatori, alții sunt, lucrează în echipe cu scenariști sau cu textieri, dacă o putem spune așa. Deci este o muncă uneori pe care o fac mai mulți oameni în cadrul unei mici echipe de acest fel. Și aceștia au avut la bază o listă de sugestii pe care o serie de istorici le-au pus la dispoziție, adică sugestii de momente din istoria României pe care ei le puteau, să zicem, de la care puteau pleca în a-și crea benzile desenate, dar nu numai, pentru că au fost și unele momente foarte interesante pe care artiștii le-au propus și au fost, desigur, acceptate și acele benzi desenate cu subiecte, să spun, poate mult mai intime de a privi istoria. Prin urmare, în urma acestui apel, primite cele 32 de propuneri, el a avut Salonul are și un mecanism, să spunem, a avut și un mecanism de proiect, pentru că a avut și o serie de 5 câștigători anunțați, 5 premii, cum ar veni, anunțate de la bun început, 5 premii care înseamnă atât onorariu, cât și faptul că ei, acei artiști, au fost invitați în carne și oase, iată, la Brașov, pentru a participa la lucrările salonului. Câți artiști sunt implicați în acest proiect în total? Păi, dacă îi calculăm pe cei 32 care au trimis benzile desenate și mai calculăm că, practic, aceasta este o expoziție, deci este expoziția România 100, dar mai există o expoziție în paralel care este organizată de către Muzeul Benzii Desenate din București, de către curatoria de Alexandru Ciubotariu. Acolo cred că avem iarăși undeva peste 40 de artiști. Apoi mai există o expoziție de ilustrație istorică realizată de Radu Olteanu, apoi cred că mai există, firește, expozițiile de care spuneam, realizate de către publicul tânăr, de către copiii, elevii din școli care au lucrat împreună cu Mihai Grăjdeanu, cu artistul de bandă desenată Mihai Grăjdeanu, care a practic condus înspre această metodă de a învăța bandă desenată. Acestea sunt expozițiile prin care se intră practic în întregul salon. Salonul, nu am spus, este găzduit în Brașov, în sediul Olimpia, un sediu, să zicem, nou redat circuitului muzeografic din Brașov, pentru că înțeleg că o vreme a stat cumva separat. Pentru cei care nu știu să-l identifice, Arta Brașovului este în apropierea bastionului Țesătorilor, adică, să zicem, în zona centrală a Brașovului. Ce momente din istorie sunt redate în benzile desenate? Asta a fost interesant, pentru că artiștii practic s-au distribuit, să spunem așa, pe acest arc de timp din 1918 până în prezent. Unii au ales momente, să spunem, oarecum, nu știu dacă pot să spun așa, clasate din istorie, dar oarecum clasate, însemnând că sunt, iată, și catalogul salonului, cum ar fi momentele, să zicem,
de trecere a Prutului, a românilor, a Armatei Române Liberatoare, dar în același timp putem vedea niște atitudini destul de emoționale de a privi istoria, pentru că avem, spre exemplu, istoria, iată, a primului român în cosmos, a lui Dumitru Prunariu, care este privită începând cu copilăria lui, adică modul în care, practic, s-au sădit, să zicem, sau s-a inspirat el în viitoarele lui dorințe de a ajunge în cosmos, de copil, era atras de mecanisme, de rachete, de avioane, adică lucrurile astea, practic, privesc o istorie personală, în același timp și o istorie, să zicem, nu doar emoțională și o microistorie, dar și o istorie, până la urmă, în care, iată, românii au avut un prim om, nu român, în cosmos, dar și momentul Caritas, iată, un alt exemplu, să spunem, destul de important pentru o parte din românii care jucau la aceste jocuri în perioada imediat de după 92-94, deci în acea perioadă, armata română în Afganistan, trupele de acolo care luptă în teatrele de luptă, deci diferite, să spunem, secțiuni din istorie, nu neapărat, cum să spun, reprezentate din punct de vedere al soldaților, că dacă ne-am gândit că istoria înseamnă neapărat o zonă militară, există și această atracție a artiștilor, dar, cum vedeam și adineauri, adică mie mi-a plăcut foarte mult o bandă desenată care este realizată de o artistă și se referă la prima româncă care a fost parașutistă, adică este istoria, iată, prima femeie parașutist cu brevet din România, o campioană europeană la parașutism care stabilește recordul mondial la înălțime, cu saltul cu parașuta. Smaranda Brescu se numește. Deci astfel de momente cumva se pot vedea în această expoziție de România 100, Salon BD. Este important de știut că o parte din aceste planșe și aceste lucrări sunt realizate de artiști care cumva au intrat și în situații, să zicem, de dezbatere cu istoria, pentru că, spre exemplu, momentul 23 august 1944, discutam cu creatorul benzii desenate care și-a ales această temă și ne spunea că, practic, avea mai multe moduri de a o reprezenta, pentru că dacă o reprezenta în varianta în care era în manualele românești de istorie de până în 1989, firește că ar fi realizat, nu știu, un tip de bandă desenată în care i-a arătat pe ostașii sovietici care intră triumfaliști în eliberând armata liberatoare, nu-i așa, eliberând România de sub forțele naziste și așa mai departe. Noi privim altfel istoria aceasta a lui 23 august astăzi și prin urmare el a trebuit să nu reprezinte neapărat aceste momente, să zicem, ale triumfalismului, cât momentele cumva dramatice ale acestui 23 august care au însemnat de fapt momentele în care trupele românești au devenit prizoniere, adică în momentul în care s-au schimbat taberele celor de-al doilea război mondial, adică foștilor camarazi de război ai soldaților români au devenit într-un fel opresorii, adică erau soldații ruși care i-au luat prizoniere, adică pentru a fi sigur că nu vor întorcând armele. Și iată un exemplu de istorie care cumva încă, să zicem, încă nu s-a așezat într-o reprezentare și pe care artiștii au încercat să o reprezinte tocmai în această situație conflictuală. Cu alte cuvinte, este greu să redai istoria cu ajutorul benzilor desenate? Poate fi greu, pentru că mai am un exemplu interesant la care mă opresc și pe aceea cred că nu o să mă opresc la exemple, că am făcut-o deja destul de mult. Este vorba chiar de un artist care lucrează aici în Brașov, este vorba de Felix Crișan, care, spre exemplu, a reprezentat momentul Tidal Wave, adică momentul în care armata americană bombardează Ploieștiul, mă rog, rafineriile de acolo și zona petroliferă. Este un moment care, practic, pentru el a început acest subiect ca și interes de reprezentare în Brașov acum 12 ani, adică imaginați-vă că a strâns peste 120 ceva de pagini din discuțiile cu el de bandă desenată pe acest subiect. Ei bine, tot așa, adică după ce s-au desecretizat anumite dosare privind istoria și odată cu ele fotografii, a trebuit să reintervine pe benzile desenate pentru că ele reprezintă în general avioane și, mă rog, zona de practic de bombardament și lupta aviatorilor, ceea ce unii eroi care luptau pe anumite avioane, vă dați seama, și-au dat seama că de fapt erau alte modele de avioane, nu era Messerschmitt, era nu știu de care, trebuie să refacă sau a trebuit să refacă sau încă reface aceste benzi desenate. Deci iată situații în care, pentru că trebuie știut că banda desenată are cumva o situație aproape cinematografică sau aproape, să zicem, enciclopedică, nu-i așa? Adică un artist care desenează trebuie să introducă atât elemente de istorie, cum bine am spus, sau elemente de costum, dacă plasează acele personaje într-o anumită zonă istorică, elemente de arhitectură. Dar pentru cine sunt benzile desenate? Adulții gustă acest tip de ilustrație?
Sigur că da, e un public extrem de larg și asta trebuie, într-un fel sau altul, ne-a obișnuit, poate, când spunem bandă desenată, să ne gândim în principal la copii la sau copii, la tineri. Și că pot înțelege mai ușor, de pildă, momentele și că istorice. Ar putea cu ajutorul, da, sigur că da, însă adolescenții și, firește, și adulții sunt o categorie foarte importantă și asta... Asta trebuie, firește, și se poate observa iarăși în modul în care discutam înainte de emisiune, nu-i așa, tot cinemaul care vine de peste hotare, nu-i așa, din zona americană mai ales, care este de zona de blockbustere, adică are supereroi care aduc în sălile de cinema mai ales adulții, adică trebuie spus și că pe zona franceză, spre exemplu, adică există, firește, unul mai mare producție de bandă desenată și publicațiile sunt, adică noi avem, nu știu, un număr foarte redus față de, comparativ cu cel cu al publicului din Franța, însă acolo, spre exemplu, poți să citești Alexandre Dumas în bandă desenată, adică poți să zicem, să te apropii de operele clasicilor francezi prin bandă desenată, dar poți să te apropii de momentele istoriei Franței, fie cele de glorie, fie cele de mai puțină glorie prin bandă desenată. Și e important să spunem asta, că într-un fel publicul tânăr, de altă parte, are un alt motiv să redescopere istoria chiar citind-o prin această metodă, pentru că eu vin din zona de istorie artelor, spre exemplu, și mă întâlnesc adesea cu studenții de acolo, de la istoria artelor, și generație după generație văd că se schimbă modalitatea de a privi istoria artelor, adică ultima și cea mai recentă întâlnire cu studenții, mi-au cerut dacă există un fel de listă cu filme, eventual filme de desene animate despre istoria artelor, adică. Și la asta se mir un pic, exista un pic, adică de unde pornim în a descoperi universul, pentru că noi erau obișnuiți să o descoperim din cărți, din lectură. Iată că tinerii ar vrea să scurteze bibliografia, nu un shortcut de genul, dacă pot să vă filmul, nu mai citesc cartea Baltagus, sau adică nu mai fac efortul ăsta, însă firește, nu o zic cu titlul peorativ, o zic cu titlul din potrivă stimulativ, cred că Banda Desenată reușește să apropie nu doar tinerii, ci și adolescenții. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu siguranță nu se poate epuiza acest subiect în câteva minute. Așadar, primul salon de bandă desenată cu tematică istorică la Brașov până duminică. Până duminică e un program pe care l-avem aici și pe care merită să-l urmăriți. Aș da doar un nume important al benzii de state românești, care este până pe data de 7 octombrie la Brașov. Pui Uman, un dintre senatorii seniori ai benzii desenate, care putea fi regăsit în revistele Cutezătorii și nu numai, creatorul unor personaje fabuloase din bandă desenată românească, este la Brașov. Merită să-l întâlniți la salon. Îi lăsăm pe Brașov și încurajăm să meargă la acest salon. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu drag.